despre slava deșartă. A șaptea luptă o avem împotriva Duhului Slavei deșarte. Patima aceasta este foarte felurită și foarte subțire și nu o bagă de seamă ușor nici însuși cel ce pătimește de dânsa. Atacurile celorlalte patim sunt mai vădite și de aceea e mai ușoară oarecum lupta cu dânsele, căci sufletul cunoaște pe potrivnicul său și îndată îl răstoarnă prin împotrivirea cu cuvântul și prin rugăciune, dar păcatul slavei deșarte, având multe înfățișări, precum s-a zis, e greu de biruit. El încearcă să săgeteze pe ostașul lui Hristos prin orice îndelenicire, prin glas, prin cuvânt, prin tăcere, prin lucru, prin priveghere, postiri, rugăciune, citire, liniște, până și prin îndelungă răbdare. Pe cel ce nu izbutește să-l amăgească spre slava deșartă prin scumpetea hainelor, încearcă să-l ispitească prin îmbrăcămintea proastă. Și pe cel ce nu l-a putut face să se îngânfe prin cinste, pe acel îl duce la nebunie prin așa zisa răbdarea necinstei. Iar pe cel ce nu l-a putut împinge la slavă deșartă pentru destoinicia în cuvânt, îl amăgește prin tăcere, făcându-l să-și închipuie că a dobândit liniștea. Dacă n-a putut moleși pe cineva prin belșugul bucatelor, îl slăbănogește prin postul pe care îl ține de dragul laudelor. Scurt vorbind, tot lucrul, toată îndelenicirea dă prilej de război acestui drag viclean. Pe lângă aceasta, el îl face pe monah să se gândească și la preoție. Mi-aduc aminte de un bătrân, pe când petreceam în pustia schetică. Ducându-se acesta la chilia unui frate spre cercetare, apropiindu-se de ușă, l-a auzit grăind. Și socotind bătrânul că citește din scriptura, asta să asculte, până ce a simțit că fratele și ieșise din minte din pricina slavei deșarte și se hirotonisise pe sine diacon, făcând tocmai otpustul celor chemați. Deci cum a auzit bătrânul aceasta, împingând ușa, a intrat și întâmpinându-l fratele, i s-a închinat după obiceiul și ceru să afle de la el dacă de multă vreme așteaptă la ușă. Iar bătrânul i-a răspuns în glumă, zicând: acum veni când făceai tu otpustul celor chemați. Auzind fratele acestea, a căzut la picioarele bătrânului cerându-i să se roage pentru dânsul ca să se izbăvească de rătăcirea aceasta. Am amintit aceasta vrând să arăt la câtă nesimțire duce dracul acesta pe om. Drept aceea, cel ce vrea să se lupte desăvârșit și să ia cu una dreptății desăvârșite, să se străduiască în toate chipurile să biruie această fiară cu multe capete. Să aibă pururi înaintea ochilor cuvântul lui David: Domnul a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Deci nimic să nu facă uitându-se după lauda oamenilor, ci numai răsplata lui Dumnezeu să o caute. Să lepe de necontenit gândurile care vin în inima lui și laudă și să se disprețuiască pe sine înaintea lui Dumnezeu. Căci numai așa va putea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se izbăvească de Duhul Slavei deșarte.